Ne întoarcem în studio cu domnul locotenent comandor Vasile Brăjescu. Vorbim de la Fundația Culturală Origini Carpatice, vorbim despre Congresul Internațional al Spiritualității Românești și despre prezența buzoiană acolo. Este vorba de o delegație a Fundației Culturale Origini Carpatice care a fost invitată la acest congres ce s-a desfășurat la Alba Iulia. Spuneați înainte de pauză, domnule locotenent comandor, de această foarte interesantă istorie a aviației și ați făcut un pic de, aș spune, o întoarcere în timp despre zbor. Dar să vorbim un pic despre momentul acesta a intrării României în primul război mondial din punct de vedere al aviației. Spuneați că eram total nepregătiți. Da. Acum, prezentarea de la Congresul Spiritualității Românești a fost una mai largă. Aici spațiul este ceva mai mic și încerc să spun câte ceva. Să punctați doar câteva lucruri să ne pentru telespectatorii noștri. Da, am intrat total nepregătiți și eu am și avut o poziție, n-aș spune deloc măgulitoare și cu peria pe decidenții vremii. Decidenții vremii pur și simplu au trimis poporul român la un măcel garantat. Pentru că atât de slab pregătiți am fost când am intrat în primul război mondial, încât în primele 135 de zile am pierdut 250.000 de oameni. Ceva, a fost o catastrofă, o catastrofă. După venirea generalului Bertelot, până la sfârșitul războiului, ca să vă dați seama, am mai pierdut 80.000 de oameni. Deci este absolut, absolut condamnabil. Și eu am spus-o acolo că situația aviației era aceea din cauza faptului că decidenții vremii nu au avut grijă. Nu au avut nicio grijă și în toate studiile, în toate cărțile și toți cei care au scris despre primul război mondial și despre aviație în special spun că noi am avut capacitatea de a produce aceste avioane printr-un avocat, Mihai Cerchez, care a înființat primele ateliere, prima de fabricat avioane și avea deja licență, a fabricat 6 avioane, după care a fost oprită fabricația sub pretextul că prințul George Valentin Bibescu va aduce avioanele astea din Franța. Nu le-a mai adus, că n-au fost bani. Deci, așa eu am zis dacă, și le-am spus acolo, dacă ar fi să nu vorbim de personaje și să nu vorbim despre perioade de timp, am crede că suntem în zilele noastre. Nu producem noi români, lăsați că o să importăm. Știți? Da. Adică eu constat că de 100 de ani de zile facem același lucru, același greșeli. Și da. Cine suportă? Talpa țării, că atunci talpa țării a murit. N-au murit din cei de sus. Cei de sus și când s-au refugiat către Moldova, se refugiau odată cu armata, să nu credeți. Și chiar înaintea armatei, ca nu cumva să pățească ceva. Da. Da. Spun cărțile și literatura despre treaba asta. Bun. Am intrat noi cu 24 de avioane, iar trupele germane, puterile centrale, aveau 150 de avioane pe frontul de sud și 150 de avioane pe frontul de vest. Ce puteam noi să facem cu cele 24 de avioane? Și cu toate acestea, aviatorii noștri au făcut tot ce au putut pentru a asigura informații trupelor terestre. Dar nu doar că nu aveam avioane, a fost o obtuzitate extraordinară a militarilor, a comandanților militari care nu credeau în aviație. Da. Și în felul ăsta parcă a și fost sabotată. Sunt multe de spus. Generalul Bertelot, iarăși revin la dumnealui, care are o carte de memorii și corespondențe, a spus așa: militarul român pare bun sau cel puțin călit, dar comandanții lui sunt de o nepricepere extraordinară. A spus tot. Deja generalul Bertelot a venit aici pe 15 octombrie, în prima lună, prima măsură a fost aceea de a destitui sau a
ai sugera regelui să-l destituie pe, pe șeful Marelui Stat Major, generalul Iliescu. Dumitru Iliescu, mă rog. Așa, bun. Așadar, să zicem că această prezență la Congresul Internațional al Spiritualității Românești a avut această secțiune la care dumneavoastră ați avut un punct de vedere referitor la prezența total nepregătită a aviației la primul război mondial, nu din cauza, aș zice, așa cum spuneați, a soldaților, ci a dizidenței, deciziei la nivelul cel mai înalt de a nu ne înarma sau de a tergiversa aceste activități pe care trebuia să le ia orice stat în preajma unei conflagrații mondiale. Ia să-mi spuneți însă ce s-a întâmplat după aceea cu aviația, pentru că noi totuși am avut, aș spune, un istoric în ceea ce privește, aș spune eu, dezvoltarea aviației și chiar am avut niște personalități. Vă rog să îmi spuneți câte ceva și despre aceste personalități, de altfel care se regăsesc în comunicarea dumneavoastră. Dacă suntem acum la mijlocul, deja la mijlocul războiului cu relatarea, în 1917 deja Franța și-a dat seama de situația dramatică în care se află România, pentru că până atunci nu prea și-au respectat angajamentele luate la intrarea României în primul război mondial și au început să trimită tehnică aici, pentru că românii trebuiau să reziste. Trebuiau să reziste aici fiind un front, sigur, trupele germane vor avea aici de lucru. Și ieșeau ei de sub presiune. Da, pentru că nemții erau deja la 70 de kilometri de Paris. Și atunci au trimis tehnică aici, avându-și pe generalul Berthelot cu misiunea franceză. Și așa s-a întâmplat că am rezistat la Mărăș, Mărășești, Oituz, nu s-a mai trecut de acolo. Deja tehnica de aviație sau necesitățile războiului s-au dus atât de departe încât, uitați, foarte trec peste un singur episod ca să ajung la un inventator român. Toată lumea știe de Roland Garros, turneul la Roland Garros. Roland Garros a fost unul din piloții aviației franceze din primul război mondial care a cerut pur și simplu tehnicienilor: faceți-mi ceva, faceți-mi un dispozitiv ca să pot trage cu mitraliera prin pasul elicei. Da, da. Bun, au reușit tehnicienii francezi să facă treaba asta, dar Roland Garros este doborât după trei raiduri asupra teritoriului inamic, este doborât, cade în spatele liniilor inamice. Sigur că avionul este luat și studiat și disecat, se vede ce s-a întâmplat acolo. Exista un preocupat și către de partea puterilor centrale. Anthony Fokker era un olandez care ajunsese aproape să realizeze un dispozitiv din ăsta de tragere prin pasul elicei. Vă dați seama, o mitralieră trăgea cu 400 până la 600 de lovituri pe minut. Și trebuia să nu găurească elicea. Și atunci ei văd despre ce este vorba, modernizează sistemul ăsta al lui Roland Garros și într-o singură lună de zile doboară 300 de avioane britanice. Și atunci, sigur, superioritatea aeriană o pierduseră aliații și apare un român de-al nostru, Gogu Constantinescu, care realizează un dispozitiv mult mai performant, îi trebuie ceva timp și sunt echipate 50.000 de avioane cu acest dispozitiv al lui Gogu Constantinescu și aliații recâștigă supremația aeriană. Trupele terestre sunt recunoscătoare și pot să vorbească, pentru că un cer apărat apăra și trupele de la sol. Gogu Constantinescu, ca să ne dăm seama de ce fel de personalitate a fost Gogu Constantinescu, într-o publicație londoneză din 1926, unde apărea un tablou cu marile personalități și oameni de știință ai vremii. Gogu Constantinescu era pe acest tablou. Pe acest tablou mai era Einstein, mai era Edison, mai era Kelvin, mai era Marie Curie.
Deci să ne dăm seama unde era Gogo Constantinescu. El este cel care a inventat teoria sonicității. Aici putem să aflăm noi de la Gogo Constantinescu că lichidele nu sunt atât de incompresibile pe cât credem noi, ci pur și simplu teoria asta a sonicității este un, o metodă de transmitere a puterii prin, prin undă de presiune. De fapt, asta este. Gogo Constantinescu este cel care a inventat betonul armat. Gogo Constantinescu este cel care a realizat prima cutie de viteze automată folosite atât la automobile cât și la locomotive. A fost o mândrie. Am vorbit despre Gogo Constantinescu și o doamnă care româncă de noastră, care locuiește la Londra, a venit imediat după aceea. Eu am mai multe în material despre Gogo Constantinescu și a venit imediat și mi-a cerut detalii că a auzit și dumneei în Anglia de Gogo Constantinescu. A auzit în Anglia. Da, foarte interesant această personalitate a științei românești, din păcate foarte puțin, aș spune eu, scoasă în evidență, pentru că, într-adevăr, Gogo Constantinescu, dincolo de teoria sonicității de care discutați, a avut, așa cum foarte bine a spus, o serie întreagă de contribuții majore la o serie întreagă de alte invenții. Dar să revenim la acest congres și la istoria aviației, așa cum foarte bine spuneați, ce se întâmplă acum după, deci după episodul sau în ultima parte a primului război mondial, așa cum bine spuneați, prezența franceză aici a echilibrat un pic forțele și cred eu că până la urmă, încet, încet, aviația română, prin talentul piloților, recunoscutul talent și curaj al piloților români, s-a impus, aș zice eu, domnule locotenent comandor, dumneavoastră știți mai bine acest lucru, ar trebui să fiți mai des în emisiunea, în aceste emisiuni, aș spune eu, de informație culturală, pentru că suntem fără doar și poate într-o zonă apropiată de, de o mare școală a aviației românești, cu tradiție, este vorba de școala de la Bobocu și lumea trebuie să știe mai multe, cred eu, despre, iată, și despre istoria aviației în egală măsură, dar și despre, până la urmă, importanța acestei școli de la Bobocu pentru aviația națională, de ce nu? Deja este un punct sensibil și sentimental. Sunt foarte, foarte legat de școala de aviație de la Bobocu. Cred că toți buzoienii își aduc aminte cu ani în urmă vuia cerul Buzăului și nu numai întreaga zonă cu avioanele acestea de școală, pentru că tinerii piloți aici învățau tehnica pilotajului. Din păcate, în ultima vreme nu mai auzim avioanele. S-a ajuns, cred, iar în situația de a avea vreo 24 de avioane. Nu cunosc statistica exactă, dar tot la Alba Iulia cineva spunea, zice, tot atâtea avem și acum. Da. Da, nu știu pe ce ne mai bazăm acum, pentru că eu nu mai fac parte din sistem și dacă aș fi parte din sistem, poate n-aș fi spus, m-aș fi gândit că e secret militar. Nu normal, știu. Normal. Dar vreau să vă spun că acea hotărâre a francezilor de a trimite echipament performant către trupele române, deja ne-au trimis avioane de vânătoare, de bombardament, de observare, au trimis aparatură performantă de fotografiat, astfel încât s-au putut descoperi trupele inamice chiar și în adăposturile lor și mascate fiind, ele au putut fi descoperite și în felul ăsta le-au ghicit și ai noștri mersul și traseul. Dar eu m-am, pentru că au fost patru teme acolo, la patru secțiuni la Alba Iulia, ai noștri au intrat în 1916 în război, în august, la un ultimatum al aliaților, acum ori niciodată. Și am legat treaba asta acum ori niciodată de faptul că în imnul național avem noi acum ori niciodată. Și acolo, între acești oameni de o valoare incontestabilă, am fost onorat că am fost printre dumnealor, în imnul național
zice, acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman. În ultima vreme, cercetătorii istorici contestă faptul că în brațele noastre mai curge un sânge de roman, pentru că nu știu dacă noi chiar suntem urmașii Romei. Nu știm cum a fost. Eu nu știu cum a fost scrisă istoria, că nu sunt un istoric. Dar faptul că vreo 160 de ani romanii au cucerit parte din Dacia, un procent chiar destul de mic, din Dacia până la 17% sau... mă îndeamnă să cred și eu ce spun oamenii aceștia, că nu se putea să ne pierdem așa obiceiuri, tradiții, limbă, totul. Că chiar eu m-am gândit că Transilvania a fost de pe la 1774 până la 1918, aproape 200 de ani, sub ocupația austriacă. Și românii noștri de acolo nu și-au pierdut limbă, nu și-au pierdut tradiții, nu și-au pierdut portul, nu și-au obiceiuri. Ba chiar aș zice că, vedeți, și folclorul ardelenesc este mult mai puternic decât în restul țării, pentru că ei au trebuit să reziste prin așa ceva. Sau Republica Moldova, de la 1812, constat că n-au pierdut limba română. Ori dacii, de ce să-și fi pierdut limba lor și să se fi transformat deodată așa într-o populație romană? Și chiar înțeleg și eu indignarea unora dintre istoricii prezenți la congres, că noi, sau în imnul nostru național, glorificăm cuceritorul, care sigur n-a venit cu flori aici. Sigur ne-am măcelărit străbunii noștri și noi îl glorificăm acum. Da, este într-adevăr, iată, un puncte de vedere foarte interesante asupra unor lucruri pe care invitații atât la congresul de tracologie pe care l-a organizat Fundația Culturală Origini Carpatice, cât și la Universitatea de Vară. Punctele acestea de vedere, unele din ele extrem de competente, aș spune eu, pentru că vin din partea unor cercetători al fenomenului dacologiei, cel puțin. Sigur că aceste lucruri trebuie aduse la cunoștința publicului larg. Și emisiunea noastră culturală nu face altceva decât, iată, să aibă acest target, acela de a încerca să facem din aceste lucruri controversate și altele decât cele pe care le găsim în cărțile de istorie, să scoatem la lumină puncte de vedere cât mai diferite și cât mai apropiate de adevăr. Cu siguranță sunt multe lucruri de spus, stimate domnule locotenent comandor Vasile Prăjescu, despre aviație, despre aceste activități la care Fundația Culturală Origini Carpatice, iată, și prin dumneavoastră la momentul acesta de la Alba Iulia dedicat Congresului Internațional al Spiritualității Românești, dar și alte foarte multe, spuneam, activități la care Fundația Culturală este prezentă. Avem așadar de discutat, avem de adus în fața publicului telespectator al Clubului Artelor o serie întreagă de activități, acțiuni pe care, spuneam, la care multă lume, de care multă lume nu știe la Buzău. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi. Mai erau foarte multe lucruri de spus. Și eu vă mulțumesc. Vă rog să fiți alături de un prieten al Clubului Artelor și să veniți ori de câte ori avem lucruri importante de transmis telespectatorilor noștri. În egală măsură, vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru faptul că, iată, sunteți aici alături de noi. Suntem în preajma sărbătorilor și cred că avem cu toții o deschidere către cultură, către cultura adevărată, către spirit și către elementele care compun ceea ce se numește
parfumul sărbătorilor de sfârșit de an. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc, așa cum am spus, domnule locotenent comandor Vasile Prăjescu, și vă mai aștept pe miercurea viitoare. Bună seara, sărbători cu bine!